Țara Maramureșului este un ținut cu istoria dăltuită în lemn. Aici, la hotarul de nord al României, omul, casa, râul, pietrele și pădurea continuă o existență armonioasă, a cărei vechime se lasă greu de deslușit, coborând din negura vremurilor și trăgându-și seva din acest pământ. Nu întâmplător, Maramureșul este numit Țara Lemnului și se vorbește de asemenea despre o civilizație a lemnului care a înflorit aici. De foarte multe ori, mergând în pădure, jucătând un lemn de un șalam, de poartă sau de o altă, de o altă lucrare, știi? Dar mă refer că la un șalam de poartă, aici treaba de lemn e mai zigane, dacă, mai uriașă, mai de-a lungul vremii, nu stumna așa. Ca să tai un lemn de un șalam de poartă, trebuie să aibă lemnul o 70-80. Acela e, nu știu de care strămoș a fost răsăgit acolo și pus acolo să fie lemn. Dar vă spun drept că cu lacrimi în ochi l-am tăiat. Ai văzut seva, ai văzut că cură mâzga din el, ai văzut că m-am pus așa într-o situație numai fericirea și așa în gândul meu îi promiteam acelui lemn că eu îl voi readuce totuși la viață și dacă totuși îl voi transforma în ce trebuie, transformat lemnul. Bine, eu spun că și lemnul, ca și oamenii și ca orice, lemnul crește mai cu greu ca un copil. Lemnul crește mai cu greu ca orice. Trei generații de oameni până când ajunge să se ia acolo. Să aici aduce cu patru boi sau cu șase sau ce știu cum. Suvării, zină-mă cu apa ce-ai odată, mă! Tăi, mama, mă, că atâta pe măței aici, că mă învârvă dealului fără apă! Pentru moroșeni, natura reprezintă o parte din ființa lor, iar lemnul are valoarea unui frate pământean și divin în același timp, pentru că, așa cum spun oamenii locului, el vine de la Dumnezeu și de la Sfântul Soare. De aceea, moroșanul nu-l trădează niciodată. El a învățat să-și cunoască fratele din conviețuirea sa cu pădurea, astfel încât și-a dezvoltat o adevărată știință privind viața lemnelor. Moroșanul meșter cunoaște fiecare specie de lemn și o folosește în funcție de tipul de construcție sau de lucrarea căreia îi se potrivește. Prea mai la tine, băi, Vasile, mă! Barda, mă! Lemnul nu este tăiat la întâmplare din pădure, de-a valma, cum se mai spune, prin partea locului. El este ales cu știință, sub îndrumarea meșterului, și tăiat după anumite tehnici bine cunoscute și rânduite de când lumea. Securea, fierăstrăul și țapina, uneltele tradiționale ale butinarului, ale celui ce lucrează la pădure, sunt simple, dar de mare eficiență. Și astăzi, pentru căratul lemnelor, locuitorii comunei Bârsana folosesc tânjaua trasă de boi sau de cai. Pe distanțe mai mari, transportul lemnelor se făcea cu ajutorul plutelor. Râurile Tisa, Mara, Vișeu, Vaser și Valea Ruscovei erau nu de mult marcate de baraje care permiteau adunarea apei necesare formării plutelor. Thank you.
acolo, mă. Andreica Gheorghe are 60 de ani și a lucrat o viață la exploatarea forestieră de pe Valea Râului, Valea Vaserului, cum îi spun oamenii astăzi. A învățat să construiască plute, să lege buștean de buștean cu ajutorul unor cuie de lemn, de la tatăl și bunicul său. Astăzi, transportul lemnelor se face mecanizat, iar plutăritul a dispărut ca ocupație de pe Valea Vaserului. În credința lui Moș Andreica, cultul lemnului, moștenit din străbuni, respectul ancestral față de natură și elementele ei, nu trebuie să dispară niciodată. De aceea, el continuă și astăzi să învețe pe tinerii din Vișeul de Sus să descifreze tainele plutăritului. Marea Minune, aici, în Maramureș, o reprezintă însă porțile de intrare în gospodărie, adesea cu o înfățișare monumentală, cioplite în lemn de stejar și încrustate cu motive vechi, stilizate, simboluri ale elementelor ce compun universul țăranului român. Printre cele mai frecvente motive ornamentale care apar încrustate pe porți sunt funia răsucită, o coloană infinită pe orizontală ce simbolizează ideea de continuitate a vieții, și rozeta, simbolul soarelui, izvor de lumină și căldură de care depinde însăși viața. Viață. Asta e viață. E viață și pângă viață, e vorba de frumosul omului și mândria omului. Cu fost în stare să-și facă o poartă. Ori prin asta, cum să spun, se mai poate dovedi prin poarta de lemn căldura. Căldura omului între om și om. Oamenii mai răci, mai secreți și care are mai puțin habar că ce înseamnă colacul la poartă și poartă de lemn, ei își fac o poartă de ser, care o mănâncă rugina, care e fără valoare, care el... Eu te asigur eu, dacă te duci numai ta ori pe ce sate, ori unde mere, la o poartă de lemn, dacă bați, fie ca se poartă, fie ca se vraniță, orice asigur, ești mai bine primit ca la o poartă de fier. Meșteri inspirați și plini de talent, maramureșenii au încrustat pe trunchiurile de copaci cercuri, triunghiuri, reprezentări zoomorfe și antropomorfe,
pentru a exprima în limbajul ancestral moștenit de la strămoși credințele, temerile și speranțele lor. Sculptați numai pe din afară, stâlpii porților maramureșene invită, dar și avertizează, asupra pragului spre lumea interioară a gospodăriei, unde se concentrează tot ce are mai de preț omul. Pe lângă rolul lor practic de a permite accesul în și din gospodărie, porțile constituie în credința maramureșenilor și un obstacol în calea răului, văzut sau nevăzut. Pentru mureșeni, poartă specifică ar fi o bogăție și o frumusață pentru gospodăria omului. Pentru că, atât de frumoasă ar fi casa la om sau gospodăria sau grădină, dacă nu are poartă, înseamnă că nu are niciun aspect așa, nici o valoare acea casă. Pe poartă sunt semnificații care înseamnă bogăție. Avem cum și pe poarta noastră aici în față, pește de acolo în față reprezintă simbolul creștinătății. Ea este un proverb din bătrâni, spune că cum e pește de pe din afară de curat, așa trebuie să fie și omul la suflet de curat. Iar mai sus avem pe poartă crucea, care este arma de bază a creștinului. La mijloc pe stâlpi pomul vieții. Atașamentul maramureșenilor față de aceste construcții, adevărate arcuri de triumf ale hărniciei și omeniei, este ilustrat prin faptul că și astăzi, pe văile Izei, Marei și a Vișeului, aproape la fiecare casă te întâmpină o poartă monumentală, o adevărată carte de vizită a locului și a gospodarului. La noi. Oriunde niște cioplitori în lemn, du-te-le la casă oricând îi poartă și ușa deschisă. Ești bine primit cu căldura. și du-te la olaricea, du-te la alți oameni. Oamenii aceștia care scup, care văd mai mult un pic, care e vorba de artă, care e vorba de a face ceva, care nu trăiește neapărat numai pentru el, acolo altcumva ești primit. Oamenii care trăiesc numai pentru ei, aceia sunt ei, dar aceia să trec repede. Maramureșul mai este numit și țara bisericilor de lemn, pentru că aici se găsesc unele dintre cele mai interesante construcții religioase din lemn din lume. Din punct de vedere arhitectural, satele sunt dominate de bisericile de lemn, construite din bârne uriașe, de stejar sau brad, sprijinite pe socluri de piatră, cu acoperișuri înalte și masive, ridicate autoritar deasupra coamelor sure ale caselor din jur. Simbol al protecției cerești, turla suplă și elegantă, de câteva ori mai înaltă decât trupul bisericii, reprezintă geniul creator al oamenilor acestor meleaguri.
Meșterii constructori nu sunt oameni școliți sau creați sub influența unui curent cult. Ei sunt meseriași care lucrează și astăzi, după tradiția populară, atât în ceea ce privește construcția, cât și ornamentația, în special pictura. Maramureșenii construiesc bisericile de lemn după modelul caselor proprii, cu deosebirea că la ridicarea lăcașelor de cult se întrec pe sine. În urmă cu 6 ani, în Săpânța, localitate de pe malul Tisei, au început lucrările la biserica de lemn a mănăstirii Săpânța Peri, cu hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Sus, băieți! Moșule, vorbim mai tare să vă aud! Moșule, ne uităm numai după ceva lucru! Într-o superbă pădure de stejar secular, la Livada, cum se spune prin partea locului, săpânțenii, oameni harnici și înzestrați cu o inteligență specială, muncesc din greu pentru a-și realiza visul. Ridicarea celei mai înalte biserici de lemn din lume, peste 70 de metri. Meseria se fură, nu se învață. Cine are un pic de mentalitate și un pic de cap, o fură. Astăzi am furat de la omul ăsta, mâine o fur de la altul și poi mâine-s meșter. Maramureșanul, de când s-a născut în greutate și în învățare de construcții, și el cu de aia s-a trăit. În construcții, în muncă grea și muncă folositoare tuturor lumii. Cu asta ne mândrim, că suntem maramureșani și suntem daci, după gaci și după cămeși. Se vede omul că îi stăpâne soarta lui și ce își propune și face în viață. Ăsta e maramureșanul nostru. Și noi pe unde ne ducem? Noi n-am avut maramureșeni. Când ne gândim la țara Maramureșului ăsta, istorică ăsta nostru. Noi, de câte ori ne gândim, noi câte am făcut pe toată țara, noi ne putem mândri, nu s-a plecat în capul. Nimic decât să ridicăm fruntea și clopul să-l pună în vârful capului, când noi da cu el, să nu dau numai un stâlp. De la meșterii din Săpânța am aflat că o biserică de lemn are grai și ne spune multe, numai să știm să o ascultăm. Așa, de exemplu, bârnele ei de stejar ne dau imaginea codrilor din care s-a născut. Mărimea ei ne spune câți locuitori avea satul, în mijlocul căruia și-a înălțat silueta și pe care îi adăpostea la rugăciunile sfinte, iar ornamentația scrijelită în lemn ne împărtășește o parte din datinile și credințele strămoșilor. Nu mă poartă, mare atenție, băieții! Mulțime, greutate! Încet! Adică încet! Plastica bisericii este dominată de folosirea de către meșteri a materialelor tradiționale, piatra și lemnul. Prin noua biserică se încearcă nu doar aducerea în actualitate a arhitecturii tradiționale maramureșene, ci și revigorarea ei prin adaptarea de către specialiști în domeniu la cerințele actuale. Până sâmbătă să putem gata partea asta. Doamne, ajută-ne, Doamne!
acasă! Pornirile acasă! Mare de plăzânge fereastră! Cu mâncare cu șoară! Ce-o fără, Orinca, nu vreau? Ce-o fără, Orinca? Am fără de Orinca, nu vreau! Una, două, să gătem masa, să... Mai încolo, aici nu. Dăm aceea încoace. Da? Pune ce aici, iar iată. Scău ce-i mai încolo. Ce vă vreau? Mari sănătoși voi. Mărire Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească să numele Tău fie împărăție Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele de noastră și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ce ne mântuiește de cel rău, ca a Ta este împărăția și puterea și mărirea. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, binecuvântează mâncarea noastră, masa noastră. Băieți la voastră. Băieți, poftă bună. Doamne, ajută-ne. Nu? Să plecați, mă, să mă întreb mâinii ce până blide. Nu trebuie. În orice caz, bine voi. Nu-i de mine. Viva! Mă, nu trebuie mâncat mult, să simt ușor, mă, dacă o cuvără. Îmi să rumpă liațurile cu noi. Ce greu? Să cută, strânge cu reaua, bine mâncă burdu. Da. Furcuța am cu 5-10 de ești, două. Domnezi, la Ramazan. Când ai zis sus. Prezența în toate satele din Maramureș a acestor admirabile lăcașuri sfinte este expresia rolului pe care biserica l-a avut de-a lungul veacurilor în viața și spiritualitatea românească de pe meleagurile maramureșene. Ele sunt dovada vie a marii vechimi a artei și vocației de a construi pe teritoriul românesc, posibil a fi păstrate numai în acele ținuturi cu o străveche populație legată de la începuturi de pământul ei. În țara Maramureșului, comuna Săpânța face o notă aparte în privința artei lemnului. Meșterul Stan Ioan Pătraș, încă din perioada interbelică, începe să cioplească primele cruci de mormânt pentru cimitirul satului. Talentul său deosebit a concentrat într-o imagine plastică, naivă și câteva versuri despre viața celui dispărut, realizând astfel o sinteză care l-a făcut celebru și i-a determinat pe cei care au sesizat primii arta lui să numească cimitirul din Săpânța Cimitirul Vesel. Epitafele încrustate pe lemn sunt pline de cinism, sensibilitate și poezie, ușor triste, chiar resemnate, dar străbătute întotdeauna de un umor subtil și de bun simț. Ele provin dintr-o concepție despre viață și moarte, a cărei obârșie trebuie căutată cu foarte mult timp în urmă, la daci și, fără îndoială, chiar și mai înainte. Dacii își conduceau morții pe ultimul drum, veselindu-se apăsat și cu încredere în viitor. Nicăieri în lume nu există un loc de veci asemănător. Maniera proprie de realizare a crucilor de lemn a făcut din cimitirul din Săpânța un mit. Printre ucenicii lui Stan Ioan Pătraș s-a numărat și Pop Dumitru. El continuă și astăzi să cioplească și să vopsească crucile de mormânt, așa cum a învățat de la meșterul său. Folosește albastrul ca fond, iar pentru subliniere, galbenul, albul și roșul. Este un procedeu artistic totul original, care se întâlnește numai în localitatea Săpânța. Prelucrarea lemnului a fost și este una dintre formele cele mai autentice de exprimare a sufletului maramureșan.
Fiecare casă, poartă și biserică au încrustate în lemnul său seninătatea și încrederea în viață a oamenilor din țara Maramureșului.